Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. 9:09 minute, ne-am întors în direct în deșteptarea. Atac rusesc împotriva Ucrainei. Sunt semnalate, începând cu zorii acestei zile, numeroase explozii care au loc în Ucraina, în foarte multe orașe, sau, mă rog, în bazele militare ale numeroaselor orașe ucrainiene. De pe întreg teritoriul sunt atacate deocamdată cu rachete de croazieră, în principal, dar și cu tiruri de artilerie. Aeroporturi, centre de comandă, centre de comunicații, au început să fie semnalate și coloane de blindate care pătrund în interiorul, în teritoriul ucrainian. Sunt imagini din Crimea care arată coloane de tancuri care pătrund în Ucraina. De asemenea, sunt coloane de tancuri filmate în zona de nord, venind dinspre Belarus și intrând în Ucraina. Este stare marțială. Este stare marțială decretată în Ucraina. Sunt văzute coloane mari de mașini cu cetățeni care încearcă să plece din Kiev. Adăposturile antiaeriene din Kiev sunt pline de asemenea. Domnul Striblea este în studio alături atât de mine. Atât voiam să semnalez această imagine din Kharkov. Probabil că e o greșeală de trageri de artilerie sau de rachetă. E un bloc de locuințe din Kharkov, pe modelul ăstora de nefamiliști, cum ar fi la noi, care este lovit în mod evident de lovituri aeriene sau rachete, ceva de genul acesta, și are o parte a blocului este efectiv distrusă de treaba asta. Am văzut și imagini postate pe rețelele sociale cu blindate în flăcări. Armata ucraineană susține că a doborât un număr de avioane rusești. La telefon acum este Cristian Tudor Popescu. Bună dimineața, domnule Popescu. Judecata de joi astăzi în direct. Nu știu dacă mă auziți. Da, vă aud foarte bine. Domnule Popescu, vă salut. Bună dimineața. Dacă Rusia câștigă și obține ce dorește, și anume dizolvarea statului ucrainian ca stat, nu că așa a zis domnul Putin, că Ucraina nu are drept de existență. În ce lume urmează să trăim? Din punct de vedere militar, Ucraina nu are nicio șansă în fața colosului rusesc. Socoteala lui Putin este să obțină ocuparea Ucrainei cu cât mai puține pierderi, evident pentru armata rusă, dar și pentru ucrainieni. Pentru că dorește să impună aici un regim supus Moscovei. Marionetă. Există cam 20% din populația Ucrainei care îl așteaptă pe Putin cu aplauze și care i-ar preda țara la cheie. Deci acesta este obiectivul. Foarte probabil că îl va realiza armata rusă. Totul trebuie să se întâmple cât mai repede și cu cât mai puține pierderi. Asta este ideea în ceea ce privește Ucraina. Numai că atacul lui Putin nu este îndreptat numai împotriva Ucrainei. Este un atac împotriva NATO și Uniunii Europene. Și dacă este să situăm și mai sus ținta lui Putin, este atacul uneia dintre cele mai dure și sângeroase dictaturi de pe glob împotriva democrației din întreaga lume. Un atac în care, așa cum în Ucraina există destui cei care îl așteaptă pe Putin cu brațele deschise, un atac în care Putin are aliați chiar în NATO și Uniunea Europeană în toate aceste țări și chiar la niveluri cât se poate de înalte, de pildă fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, și care acum
anunță că vrea să devină al 47-lea președinte al Statelor Unite, să revină la Casa Albă în 2024, cu 24 de ore înainte, a declarat că Vladimir Putin e un geniu și că îl încântă cât de deștept este Putin și că sancțiunile dictate împotriva Rusiei nu fac doi bani în fața reușitei strategice a lui Putin de a cuceri două bucăți din Ucraina. Eram încă la faza Lugansk, Donetsk. În toate țările, în Statele Unite, în țările europene, există partide, există grupări, există persoane care îl susțin pe Putin prin toate mijloacele propagandistice, în primul rând, de manipulare. Există și în România astfel de trompete și emițătoare de ultrasunete ale Kremlinului, care s-au activat deja în acest moment. Dacă vă veți uita la media românești, le veți putea vedea și auzi aceste trompete ale Kremlinului. Bun, revin cu întrebarea. Și ce se întâmplă dacă Putin își atinge obiectivul, înfrânge democrația în Ucraina, instalează un regim marionetă, ocupă militar Ucraina și încheie războiul victorios? Nu se poate opri aici, domnule Petreanu, nu se poate opri aici. Ceea ce dorește Putin, v-am spus de la bun început, e vorba de a împlini obiectivele autorilor loviturii de stat din august 1991 de la Moscova, conduși de Kryuchikov, de șeful KGB, care l-au instalat pe alcoolicul Ghenadi Anaev pentru câteva zile în fruntea URSS. Nu au reușit atunci să mențină URSS, aflat în proces de disoluție, dar obiectivele lor, Putin este moștenitorul lor în linie directă. Obiectivul este refacerea URSS și sferei de influență a URSS și nu a avut alt obiectiv Putin din clipa în care a ajuns conducătorul Rusiei acum 20 și ceva de ani. Tot ce a făcut din punct de vedere economic, din punct de vedere militar, în primul rând, politic, strategic și așa mai departe, totul a fost îndreptat spre ceea ce vedem astăzi. Ce se va întâmpla în continuare, nu poate nimeni să prevadă în clipa de față. Avem un scenariu, cred că l-a studiat pe Hitler înainte de asta, îi place mult istoria lui Putin, avem un scenariu aproape Xerox, copiat după blitzkriegurile lui Hitler la începutul celui de-al doilea război mondial, zona Rinului, apoi Austria, zona Sudeților, din Cehoslovacia. Vă amintiți că Hitler spunea atunci, exact ca Putin azi noapte, care spunea, nu dorim să ocupăm Ucraina, nu, nici vorbă, noi îi protejăm pe rușii din regiunile Donetsk și Luhansk. Asta spunea și Hitler, nu dorim să ocupăm Cehoslovacia, noi cu sudeții unde sunt germani. Și imediat după aceea a ocupat întreaga Cehoslovacie și imediat după aceea a atacat Polonia. Deci este exact același mecanism care poate duce oriunde. Gândiți-vă, așa cum a declarat despre Ucraina, că este un stat inventat, un stat de Rusia și care nu merită să existe, același lucru poate spune în secunda a doi acum despre Moldova. Este un stat inventat, despre Basarabia, este Republica Moldova. Este un stat inventat care a aparținut Rusiei și care nu merită să existe. Este un stat care a fost inventat de Stalin, pentru că inițial fusese cu totul altceva. Da, sigur că da. Dar este exact același discurs ca în cazul Ucrainei, care se poate aplica Republicii Moldova în clipa de față
Președintele Maia Sandu a convocat Consiliul de Securitate al Republicii Moldova. Și mai e un obiectiv cât se poate de limpede și care este lipit de România și chiar în România, este vorba de sudul Ucrainei, de Odessa, de gurile Dunării și de litoralul românesc al Mării Negre. Oricând poate fi decretată această zonă din România, delta Dunării plus litoralul românesc, ca fiind o amenințare pentru portavionul terestru rusesc Crimea, din partea statului vândut americanilor, exact asta spune despre Ucraina, același lucru poate să-l spună și despre România, prin urmare trebuie să ia măsuri în consecință. Pentru că, domnilor, după părerea mea, dincolo de calculul rece, cinic, ucigaș al militarilor și politicienilor ruși în cap cu Putin, aici există și o doză de demență în această operațiune. Acum? Și se poate ajunge la orice. Sigur că ăsta este începutul, dar dacă vă uitați pe datele existente, cât ar putea dura chestiunea asta? Se întreabă toată lumea. E o operațiune scurtă? E începutul la ceva îngrozitor? Ce sentiment aveți? Că date, sigur, e destul de greu, dar ca sentiment așa? Mi se pare, și din punct de vedere profesional, și din punct de vedere uman, mi se pare deplasat să facem în clipa de față supoziții, să încercăm să găsim răspunsuri la întrebări. Nimeni nu știe ce se va întâmpla. Cel mai probabil ca Ucraina să fie ocupată într-un timp relativ scurt. Rămâne ce de văzut ce vor face ucrainienii. Dacă se vor preda, dacă vor trece la un război de gherilă. Urmările de asemenea pot fi globale și rapide. Gândiți-vă la influența a ceea ce se întâmplă în Ucraina asupra situației Taiwanului. Este o situație similară. Deci Taiwanul este revendicat de către China în termenii în care a făcut-o Putin cu Ucraina. Ba, aș spune chiar mai grav, pentru că China nu recunoaște existența Taiwanului dintr-un început, în timp ce Rusia este unul dintre semnatarii acordurilor de la Budapesta din 94, prin care culmea garanta securitatea Ucrainei. Și care n-a contat, iată, nici cât negru sub unghie. Deci, în funcție de reușita Rusiei în a ocupa și anexa Ucraina, pentru că, bine, poate că nu o să o declare imediat partea Federației Ruse, dar își va pune acolo un regim marionetă. În funcție de asta, vom vedea atitudinea Beijingului față de Taiwan. Și vă dați seama câte repercusiuni are toată această confruntare, care este o confruntare între civilizații. Între dictatură împotriva democrației, între Rusia și NATO-UE. Ar putea fi descurajat prin sancțiuni internaționale? Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Spuneam aici săptămâna trecută care a fost termenul precis și scabros folosit de ambasadorul rus în Suedia, a spus ne căcăm pe sancțiunile Occidentului și avea dreptate. M-am gândit de atunci și am și spus că da, așa și este, s-au pregătit, sunt capabili pe un termen, mă rog, nu foarte lung, deocamdată, pentru că asta e operațiune tip blitzkrieg, sunt capabili să facă față acestor sancțiuni, oricât de dure ar fi ele. Dar după aceea, iarăși, nu vine să fac vreo speculație, dar n-ar avea sens ca Putin să se oprească numai la Ucraina. Gândiți-vă că între cererile inflexibile, n-a negociat nimic Putin.
de la începutul acest așa ziselor dialoguri și a mai departe. Asta a fost un teatru, un bâlci. Mă rog, nu bâlci, că acolo mai și râdem. Un teatru de prost gust, cu negocieri cu Macron, cu Scholz, cu Biden. N-avea de gând să mai negocieze absolut nimic. Domnule Popescu, mai deci... avem, vă întrerup pentru că mai avem puțin timp și mai am o întrebare pentru noastră. V-aș ruga să comentați o diferență de atitudine, spre deosebire de țările baltice și de Polonia, care au fost, ale căror guverne au fost extrem de vocale și critice la adresa Federației Ruse și mai ales a liderului Putin în aceste ultime săptămâni. La București, precizările de poziție au fost, să recunoaștem, destul de formale. Sigur, de susținere a Ucrainei împotriva războiului, de susținerea unei soluții diplomatice. Cum interpretați această diferență? România a ales poziția de a reprezenta NATO aici, în această zonă de război. Prin urmare, nu a făcut pași în plus, nu a depășit cadrul poziției NATO. Ceea ce, după părerea mea, este corect din punct de vedere politic, decizia autorităților de la București este corectă. Li s-au reproșat, de asemenea, că de ce nu ne-am apucat să presăm Ucraina acum în legătură cu minoritatea românească din Bucovina de Nord. Nu poți să faci așa ceva. Asta o faci înainte să se întâmple situații critice ca aceasta. Trebuia să faci lucrul ăsta, poate, în fiecare zi. Dar nu acum, pentru că acum reprezinți aici strategia și liniile de acțiune ale NATO, care nu sunt interesate acum de revendicările României în legătură cu populația românească din Ucraina. Polonia și țările baltice au un trecut sângeros în raport cu rușii. Acolo s-au comis niște crime înspăimântătoare de către ruși. Sunt extrem de sensibile aceste popoare. Sigur că și noi avem niște amintiri din anii 50 și de-a lungul timpului în legătură cu Rusia, dar cred că atâta vreme cât România este protejată de un agresor ca Rusia, care ar spulbera-o de pe hartă în câteva ore, de către NATO, România trebuie să respecte exact strategia și declarațiile și acțiunile NATO. Nu e cazul să fim noi acum mai catolici decât papa. Mulțumesc foarte mult, a fost Cristian Tudor Popescu în direct în Deșteptarea și apropo de apartenența noastră la NATO și de garanțiile de securitate, îmi trimite un amic chiar acum pe A2, se îndreaptă de la București către Constanța și pe A2 tocmai depășește o lungă coloană de platforme pe care sunt transportate blindate americane către baza din Cogălnicianu, presupun. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.